Avem pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, noi precizări venite din partea Inspectoratului General pentru situații de urgență în cazul exploziei care s-a produs în sediul central și, bineînțeles, în cazul electricianului care s-a electrocutat în urma acestei explozii. Precizările făcute colegei noastre, Georgiana Murgilă, spun așa. Acest bărbat este conștient, este internat la Spitalul Floreasca din Capitală, nu este intubat, nu are arsuri pe 50% din suprafața corpului, însă vorbim despre arsuri de gradul 1 și fiind vorba despre un accident de muncă, sunt, bineînțeles, cercetări în derulare. Bun, cum s-a ajuns în această situație, cădea tensiunea în clădirea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență de foarte multe ori, motiv pentru care a fost chemat acest tehnician care să verifice situația. Bărbatul lucra la un tablou electric în momentul în care s-a produs un arc electric foarte puternic, în urma căruia bărbatul a suferit arsuri pe brațe și la nivelul feței, pe 25% din suprafața corpului. Vom reveni cu informații despre starea acestui bărbat, domnilor și domnilor, pe măsură ce le vom obține.